Și uite așa am ajuns la momentul vostru preferat al săptămânii, presupun. Hai să zicem în afară de cei care se uită la Attack on Titan. În afară de cei care se uită la Attack on Titan, ăsta este momentul preferat, așa presupun eu. Schimbați-mi părerea. Versus! Data trecută, Kratos cu Mandalorian în echipă versus Aquaman cu Ethan Hunt, Tom Cruise din Misiune Imposibilă. Să vedem care au fost argumentele și scenariile. Nu prea multe pentru Aquaman, nu prea multe. Celelalte pentru Kratos au fost destule. Are arme, chiar dacă îi dăm armele de la începutul jocului, sunt foarte puternice și el oricum este foarte puternic și dacă nu este în maximul de potențial din jocuri, oricum pe la început, nu știu ce, e spartan, e super puternic, e super agil, e super rapid, e super greu de ucis, tăiat și chestii și au omorât zei și nu știu ce, are aparent armele sunt săbile Haosului, Blades of Chaos, din ce am înțeles, în ultimul joc are o secure, o chestie, un topor, o chestie care la fel e super puternică și aia, un fel de asemănător cu ciocanul lui Thor și, mă rog, sunt arme foarte, foarte puternice, așa că e un adversar destul de greu de învins. S-ar putea să avem, adică mai mult ca sigur este un posibil câștigător al versusului campionatul numărul 3, dar să vedem și pe cine mai extragem și ce facem și ce l-avem și pe Zod deocamdată. Mă rog, pentru echipa Aquaman am avut câteva scenarii. Nu știam dacă avem apă în arenă pentru că suntem în Coloseum și nu avem apă, dar să zicem că poate cu tridentul poate să cheme niște apă dacă suntem cât de cât aproape de vreun ocean mare sau nu știu ce. Dar chiar și așa am înțeles că nu poate să-l înnece pe Kratos, deci nu-l ajută extraordinar de mult. Să presupunem că unele scenarii au fost mai ok. Dacă tridentul poate să-l omoare pe Kratos. Și să presupunem că în unele universuri tridentul poate să-l omoare pe Kratos și că Aquaman are îndeajuns de multă forță să-l omoare cu tridentul pe Kratos dacă îl infige în cap, să zicem, sau în inimă sau ceva, dacă trece. Să presupunem că ar putea. Și de aici au mai ieșit câteva posibilități în care dacă îi dăm două vieți, pentru că echipa lui Aquaman are posibilitatea de unul din ei să aibă două vieți, și atunci să zicem că dacă îi dăm lui Aquaman două vieți, îl omoară Kratos prima dată și neștiind nimeni de această posibilitate cu Ren să reînvie. Reînvie Aquaman și reușește să-l omoare din a doua încercare, așa pe neașteptate, și faptul că-i beat Kratos, să zicem, deși toată lumea a spus, 90% ați spus că beat nu înseamnă neapărat un dezavantaj pentru Kratos. Ar putea să fie într-un rage din ăsta, Spartan rage, ați spus, când e un fel de Hulk, sau poate chiar mai puternic. Deci să zicem că într-un univers în care este foarte beat și asta înseamnă un pic amețit, un pic neatent, nu este în rage maxim, furie, nu știu ce, deslănțuită, să zicem că așa cu a doua viață Aquaman îl ia prin surprindere și dacă se poate tridentul să-l omoare, acolo suntem în foarte puține universuri în care cu noroc, cu dezavantaje, cu avantaje, dacă tridentul omoară, dacă Kratos nu e la potențialul maxim. Și am zis că nu-i mai luăm pe ăștia care pot fi extraordinar de puternici, nu-i mai luăm la maxim, că nu mai e distractiv nimic, nu mai are sens nimic. Cei mai mulți ați fost de acord că Mandalorian Mando îl omoară pe Ethan Hunt foarte ușor în 99% din cazuri. Eu n-aș zice atât de sigur, pentru că Ethan Hunt e un spion și, cum am văzut în filme, destul asasin, whatever, nu știu ce. Foarte capabil, dar, mă rog, Mando are și Beskar, are armura din Beskar, aproape impenetrabilă, așa că, nu știu, poate Kratos să-i spargă cu armele lui, șmechere să-i spargă armura, poate, dar Ethan Hunt cu gloanțe nu prea, doar, nu știu, să-l nimerească, fiind un țintaș foarte, foarte, foarte bun, bine, și celălalt e, și Mando e, și are arme mult mai șmechere decât pistoale, arme, orice fel, omenești, umane, da, dar, poate are o zonă undeva, expus un gât un pic de tot, unde ar putea să-l nimerească cu un glonț sau ceva, a zis...
cineva că este o misiune imposibilă și astea sunt specialitatea lui Ethan Hunt, așa că da, mi-a plăcut aia, mersi. Am bună, a fost bună. La Tea Romeo a zis asta, mersi, a fost amuzant. Și a mai fost Cristi Zoicas, parcă, și au fost mai mulți ca el, dar nu știu, el mi-a plăcut cum s-a exprimat când a spus așa un scenariu că ăla reușește să facă aia, nu știu ce, și Kratos îl omoară pe Aquaman și Ethan Hunt îi distrage atenția, nu știu ce, dar Mando îi face aia, nu știu ce, și să luptă ăștia doi și la ala și Kratos îl omoară pe ăla și la sfârșit, dar Aquaman are două vieți și se ridică din nou și Kratos îl omoară a doua oară. A fost gen, am crezut că e un argument pentru Aquaman cât de cât sau că se echilibrați sau ceva, dar se pare că nu. Voturile au fost în felul următor: 37 pentru echipa lui Aquaman și 180 pentru Kratos cu Mando. Sunt și foarte populari, sunt și foarte puternici. Au fost și niște argumente foarte bune și atunci am pus câte două. A avut și Aquaman vreo 3 sau 4 de puse câte două. Dar hai să mergem acum la Vlad numărul 2, care este un pic în trecut și a extras câștigătorul. Vlad numărul 2, ai legătura? Da, mersi Vlad numărul 2, pentru că eu sunt numărul 1. Eu filmez chestia asta înaintea lui, așa că teoretic și practic eu sunt Vlad numărul 1, da? Ok. Deci, Team Kratos, avem aici 180 de voturi pentru Kratos, 37 pentru Aquaman. Generăm acest lucru. Hai o dată. Sunt multe de data asta. L-avem aici. 180 pentru Kratos, 37 Aquaman, 82%, aproape 83% cu 17%. Și avem câteva și de Aquaman aici, dar în principal sunt foarte mulți de Kratos. Bun, în total cât sunt? Mamă cât sunt de data asta, 217 în total. Mergem la random.org, de la 1 la 217, avem numărul 49. Deci dacă numărul 49 este Aquaman, avem unul dintre cele două, trei universuri în care au avut super mare noroc Aquaman și cu... Na. Dar tot timpul e foarte aproape, uite-te și tu. Sunt mulți, mult mai puțin din ăștia, dar uite cât de aproape a fost. Bine, sunt mult mai multe șanse pentru Kratos, așa că... Na. Bun, ok. Vlad numărul 2, înapoi la tine. Da, mersi, Vlad. Hai să rămânem la Vlad, nu mai punem numere. După ce care treaba mai ușoară și filmează 2 minute, 3 maxim și eu fac tot restul, el e numărul 1. Ce să spun și mai ai. Mai fie și cu nasul pe sus și căcăt. Deci, cum ne așteptam, suntem în universul unul din foarte, foarte, foarte multe în care câștigă Kratos, echipa lui Kratos. Da, nu suntem în cele câteva în care ar fi câștigat și Aquaman. Pic. Asta e, deci Aquaman și Ethan Hunt eliminated. Hai să extragem următoarele două echipe. Începem cu cei fără superputeri sau cei pur și simplu din grupa asta, că sunt și unii care au superputeri, dar i-am băgat aici că sunt mai slăbuți sau așa. Din următoarele două echipe. Prima echipă, cel fără superputeri din prima echipă, Punisher! Woo! În sfârșit l-am extras pe fucking Punisher! De printre cei mai șmecheri din genul ăsta de, mă, asasin, știi, cu arme, cu luptă corp la corp, cu mercenari, whatever, e printre cei mai șmecheri. Bun, deci avem un Punisher și în cealaltă echipă, din tot aceeași grupă, dar în cealaltă echipă, este... Mad Max. Max din universul Mad Max. O să luăm pe Tom Hardy, o să luăm varianta lui Tom Hardy. Puteți să luați și varianta lui Mel Gibson, dacă dați scenarii și chestii și considerați și vă place vouă mai mult cei cărora, da? Deci în cele două echipă avem pe Max din Mad Max. Este, având în vedere că este a crescut într-un univers ăsta post-apocaliptic și chestii, e destul de șmecher și cu arme și în luptă și e inteligent, sau mă rog, cel puțin e un supraviețuitor. Deci interesant, destul de interesant. Și acum e acum. Cine este în echipă cu Punisher și cine e în echipă cu Mad Max? În prima echipă, adică în echipă cu Punisher, îl avem sau o avem pe
Palpatine. Emperor, împăratul Palpatine din universul Star Wars. Printre cei mai puternici Sith sau personaje negative. Foarte multe fulgere pe care poate să le tragă din mâini și sunt foarte periculoase, dar partea întunecată a forței. E șmecher, e foarte puternic împreună cu Punisher. Deci avem echipe puternice la acest campionat numărul 3, doamnelor și domnilor. Avem Palpatine cu Punisher versus Mad Max și eram tras doi. Primul, că era T-1000 sau The Thing din asta, dar ăsta era primul. Deci T-1000 este Terminatorul trimis în Terminator 2 să-l omoare pe John Connor și pe Arnold Schwarzenegger și pe T-800, Terminatorul, da? Deci ăla din Terminator 2, ăla cel mai șmecher, care poate să se facă metal lichid și poate să-și facă armele din, mă rog, să-și facă arme din așa, e foarte greu de omorât. Acum nu știu cum va fi cu Palpatine, dacă poate Palpatine. Ar fi foarte interesant de văzut Punisher cu ăsta în niște scenarii, știi, gen dacă reușește să-l omoare. Aparent da, cu temperaturi foarte, 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 foarte ridicate, cum a fost acolo lavă aproape, gen metal topit de la temperaturi, wow, a murit, l-a topit la așa. Deci avem asta, da, știți, na, știți, uitați-vă după acest personaj T-1000 împreună cu Mad Max versus Palpatine cu Punisher. Nu e rea echipa asta cu T-1000. Aș fi vrut să nimerească și mai mișto. Nu e chiar de ignorat, foarte puternic. Hai să vedem dacă avem ceva arene, locații sau avantaje, dezavantaje pentru fiecare. Uite, pentru Palpatine și Punisher avem avem o arenă. Suntem într-o pădure plină cu zombi. În pădure plină cu zombi. Vă gândiți ce pădure vreți să fie? Tropicală? Să fie copaci mari, înalți, mici, brazi, pin, sequoia, chestii așa? Deci într-o pădure plină cu zombi suntem în această arenă. Deci T-1000 cu Mad Max au... Vedem dacă au ceva... Oh! Stai că erau două lipite, dar asta e prima, la asta m-am uitat. Amândouă la fel, dar erau lipite. Se combină puterile celor doi într-unul singur. Deci ăștia doi, T-1000 și Mad Max, se combină și devin un singur personaj care are puterile amândurora și, mă rog, inteligența și, mă rog, toate chestiile specifice celor doi. Deci nu înseamnă neapărat că își pierde inteligența vreunul sau mintea sau nu știu. Nu, se combină și sunt amândoi și sunt amândoi într-unul și puteri și chestii. Deci imaginăm un Tom Hardy din Mad Max sau un Mel Gibson din Mad Max cu toate puterile alea ale lui T-1000, dar este și T-1000 care este totuși un robot, deci are toate calculele și poate să se gândească la, nu știu, care sunt șansele cele mai mari, să calculeze posibilități și, știi, procente de câștig, de cum ar fi mai bine strategii și nu știu ce. Deci îi avem pe amândoi, devin unul singur. E mai bine așa, e un avantaj, nu e extraordinar, dar în cazul ăsta, dar e ok, bun. Și suntem într-o pădure plină cu zombie. Punisher are toate armele, are multe arme și nu știu ce. La fel și Mad Max are multe arme, la fel și T-1000 are puterile lui și așa, dar sunt amândoi într-unul. Voturi în comentarii, cele comentariile, scenarii și comentariile cu argumente foarte bune. Se pun câte două voturi pentru echipa respectivă. Până data viitoare, aproximativ o săptămână. Vizionare foarte plăcută. Subscribe, join Twitch pentru live-uri și reacții și chestii. Pupa, da, pa, da, pa, da, versus.